Comisia Europeană a propus mecanismul de redresare și reziliență, care are obiectivul de a oferi sprijin financiar la scară largă pentru investițiile și reformele publice care sporesc reziliența economiilor statelor membre și le pregătesc mai bine pentru viitor. La Consiliul Uniunii Europene din iulie s-a aprobat o sumă de peste 600 de miliarde pentru toate statele membre, României revenindu-i 79,9 miliarde, din care 30 de miliarde mecanismul de redresare și reziliență, aproape 13,7 miliarde granturi și 16,6 miliarde împrumuturi. Dar aceste sume fac încă obiectul negocierilor din Parlamentul European. Este o șansă istorică pe care România nu își permite să-l piardă, acest trend de folosire a fondurilor europene. Ca și pași concreți, urmează ca fiecare guvern din Uniunea Europeană să trimită planuri elaborate către Comisia Europeană și Comisia va stabili un proces foarte clar prin care fiecare stat membru va face public planul său de redresare și reziliență. Aceste planuri vor fi aprobate până la data de 30 aprilie.